Salutare, salutare, dragilor! Bine v-am găsit în bucătăria lui Cristian. Pentru cine nu mă cunoașteți, sunt Cristian. Îmi place să gătesc, îmi place să mănânc, îmi place să prepar deserturi, atât deserturi cât și mâncăruri foarte bune și gustoase în bucătăria lui Cristian. Astăzi vreau să vă prezint și eu o rețetă cerută de niște prieteni pe care mi-au cerut să le prezint sau să le fac o rețetă de prăjitură cu mere. Și avem așa o prăjitură cu mere foarte bună și gustoasă în bucătăria lui Cristian, pe care voi încerca, bineînțeles, să vă prezint pas cu pas și pe cât mai bine înțeles pe placul vostru, sper. Și vă voi prezenta ingredientele mele la prăjitura cu mere în bucătăria lui Cristian, bună și gustoasă. Ia uitați aici, dragilor, ce avem noi nevoie. Avem nevoie așa de 9 linguri de ulei. Deci avem nevoie aici 9 linguri de ulei. Am aici 9 linguri de făină albă pe care o voi cerne să fie aerată și va fi mult mai bună și mult mai gustoasă prăjitura. 9 linguri de zahăr. 9 linguri de lapte. Praf de copt, am aici, pun o lingură de praf de copt, esență de vanilie, folosesc 2 ouă, am aici niște nucă prăjită, am mărunțit puțin nucă, am prăjit-o, iar aici am niște mere care le-am ras, le-am curățat, bineînțeles, le-am spălat, le-am ras și le-am călit puțin într-o tigaie cu puțin ulei și zahăr dat după gust. Cum am spus, voi încerca să vă prezint rețeta cerută de prăjitură cu mere, așa, cu un blat pufos. Voi încerca să vă fac pas cu pas, sper să fie pe cât mai pe înțelesul vostru. Ne vedem puțin mai târziu cu preparatul final. Vă doresc o după amiază plăcută în continuare și nu uitați, like și subscribe pentru în bucătăria lui Cristian pentru mai multe rețete sau ceea ce v-ar interesa să pregătesc sau să vedeți gătit de mine. Vă mulțumesc și vă aștept pe canalul de YouTube Bucătăria lui Cristian. Acum începem aici compoziția pentru blat. Avem ouăle adăugate frumos. Adăugăm zahărul. Îl mixăm cu mixerul 3-4 minute până se topește tot zahărul. Adăugăm uleiul frumos. Praful de copt. În jur așa, de o lingură să fie. Mai lăsăm puțin, mai mixăm. Făina cernută puțin câte puțin. Laptele iarăși, lăsat la temperatura camerei. Și așa arată aluatul meu pentru prăjitura cu mere. Am aici compoziția de aluat făcută. Am împărțit-o în două. Acum voi adăuga în tavă tapetată cu unt și puțină făină sau cu hârtie de copt. O voi da la cuptor la 180 de grade până va fi ușor făcută, adică proba cu scobitoarea. Salutare, salutare, dragilor! Bine v-am găsit în bucătăria lui Cristian. Pentru cine nu mă cunoașteți, sunt Cristian. Îmi place să gătesc, îmi place să mănânc, îmi place să prepar deserturi, atât deserturi cât și mâncăruri foarte bune și gustoase în bucătăria lui Cristian. Astăzi vreau să vă prezint și eu o rețetă cerută de niște prieteni pe care mi-au cerut să le prezint sau să le fac o rețetă de prăjitură cu mere. Și avem așa o prăjitură cu mere foarte bună și gustoasă în bucătăria lui Cristian, pe care voi încerca, bineînțeles, să vă prezint pas cu pas și pe cât mai bine înțeles pe placul vostru, sper. Și vă voi prezenta ingredientele mele la prăjitura cu mere în bucătăria lui Cristian, bună și gustoasă. Ia uitați aici, dragilor, ce avem noi nevoie. Avem nevoie așa de
9 linguri de ulei. Uite că am nevoie aici 9 linguri de ulei. Am aici 9 linguri de făină albă pe care o voi cerne să fie aerată și va fi mult mai bună și mult mai gustoasă prăjitura. 9 linguri de zahăr. 9 linguri de lapte. Praf de copt. Am aici. Pun o lingură de praf de copt. Esență de vanilie. Folosesc 2 ouă. Am aici niște nucă prăjită. Am mărunțit puțin nucă. Am prăjit-o. Iar aici am niște mere care le-am ras. Le-am curățat, bineînțeles. Le-am spălat. Le-am ras. Și le-am călit puțin într-o tigaie cu puțin ulei și zahăr dat după gust. Cum am spus, voi încerca să vă prezint rețeta cerută de prăjitură cu mere, așa, cu un blat pufos. Voi încerca să vă fac pas cu pas, sper să fie pe cât mai pe înțelesul vostru. Ne vedem puțin mai târziu cu preparatul final. Vă doresc o după amiază plăcută în continuare și nu uitați, like și subscribe. Pentru, în bucătăria lui Cristian, pentru mai multe rețete sau ceea ce v-ar interesa să pregătesc sau să vedeți gătit de mine. Vă mulțumesc și vă aștept pe canalul de YouTube, Bucătăria lui Cristian. Acum începem aici compoziția pentru blat. Avem ouăle adăugate frumos. Adăugăm zahărul. Îl mixăm cu mixerul 3-4 minute până se topește tot zahărul. Adăugăm uleiul frumos, praful de copt, în jur așa, de o lingură să fie. Mai lăsăm puțin, mai mixăm. Făina cernută puțin câte puțin. Laptele iarăși, lăsat la temperatura camerei. Și așa arată aluatul meu pentru prăjitura cu mere. Am aici compoziția de aluat făcută, am împărțit-o în două. Acum voi adăuga în tavă tapetată cu unt și puțină făină sau cu hârtie de copt. O voi da la cuptor la 180 de grade până va fi ușor făcută, adică proba cu scobitoarea.